ușor. Meciul a fost al nostru, după părerea mea, ales că am apucat și am atât, însă că acum am început să cânte viorile, nu știu, trompetele. Nu știu, nu pot să-mi imaginez, toate că nu aș vrea, sunt puțin supărat și mâhnit așa, pentru că chiar luptăm de dimineața până seara, ca mixami, ca un grup ce vrem să devenim mai puternic în fiecare zi. Însă se pare că luna nu poate să ne înțeleagă. Nu poți să duci asta. Nu știu. E păcat. Nu a avut unul zero. Au găsit un cartonaj roșu. Au uitat să fluiere un penalti pentru noi. Nu pot să spun mare decât că e rușine pentru unii, mai ales că sunt tine. Și eu știam că bărbații în general poartă pantaloni. Însă asta este viața. Mergem mai departe. E păcat că am ratat. Dar probabil că repiza a doua de asta s-a și arbitrat în altă parte, pentru că a pierdut cineva de alături. Un meci cu 3-1, dacă nu mă înșel, și probabil că era prea periculos ca examen să fie acolo în față. Îmi pare rău. Poate că asta este mintea mea. Însă am văzut toate meciurile și ale noastre, am văzut și meciurile ale echipelor care sunt cu noi acolo în față. Și părerea mea este că sunt momente în care pe noi chiar ne bat jocuri. Nu ne respectă. Și că ar trebui, pentru că așa cum suntem noi, mixami, am reușit și prin cupele europene, așa cum suntem noi, cum putem, am reușit să mergem, să ducem Moldova puțin la o treaptă cât de cât frumoasă. Ar trebui să ne respecte mai mult cine, nu știu, nu știu, am tot întrebat, mă tot întreb, sau să ne spună ca să nu ne mai enervăm, pierdem sănătatea noastră, noi avem familie. Eu unul personal, nu este prima dată. În sfârșit, cred la margini că este foarte urât ce s-a întâmplat astăzi. Este același arbitru care ne-a arbitrat, dacă nu mă înșel, în meciul cu Dacia, tot așa a avut o tentă de ură pentru clubul nostru. Însă noi suntem puternici să mergem mai departe. Nu știu, eu am spus că o concluzie generală, un lucru care de-a lungul anilor până astăzi am văzut numai în Scoția, mă. În Moldova au pantaloni. Vreau să nu ați comentat gestul lui Guilherme, care a dat, nu știu, din mijloc după gol marcat. Cum vi se pare, un jucător care se dedruie de echipa națională, în Moldova? Fac un asemenea gest după gol marcat. Nu, el e brazilian și el are momente în care dansează samba sau ce dansează pe acolo. Nu a făcut pentru nimic. Nu văd de ce ar face ceva, mai ales că marchez gol. Da, dar au comis asemenea gest. Nu știu, nu l-am văzut, nu să vreau să spun dacă este un gest voit sau un întâmplător. Credeți că arbitru a pierdut meciul de mine în partea secundă? Nu, el a vrut să se ducă jocul acolo. Da. Vă mulțumesc.